Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Drink Insider, dialogurile la distanță pe hotnews.ro. Astăzi am un interlocutor foarte tânăr, Ana Necșulescu, directorul de marketing a grupului JITVEI, pe care o salut. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Astăzi vom discuta despre un subiect un pic mai neobișnuit în peisajul vinului românesc, și anume despre JITVEI ca o afacere de familie în plină schimbare. Ana Necșulescu e directorul de marketing a grupului de circa 4 ani, dacă nu mă înșel, și aș vrea să întreb în primul rând ce lucruri s-au schimbat în ultimii 4 ani în marketingul JITVEI. Pentru a vă povesti și pentru a înțelege mai bine contextul acestei schimbări care a avut loc în ultimii 4 ani, ar trebui să discutăm întâi despre o schimbare mai consistentă care a avut loc odată cu privatizarea companiei în 1999, când familia mea a preluat fostului ASE JITVEI. Din 99 până acum 4 ani, toate investițiile pe care le-am făcut s-au direcționat către îmbunătățirea calității produselor pe care le realizăm. Am investit foarte mult în vița de vie, în toate cele 4 crame pe care le avem, în tehnologie, avem tehnologie de ultimă oră, iar schimbarea care a avut loc acum 4 ani a venit oarecum firesc. După ce am considerat că am ajuns la un nivel satisfăcător de calitate al produselor pe care le facem, ne-am dat seama că un pas firesc este să le și comunicăm și să investim mai mult în această direcție, în comunicarea produselor. Eu m-am alăturat echipei în 2016, după ce am terminat facultatea. La vremea respectivă, compania nu avea un departament de marketing și de comunicare și aceasta aș putea spune că e cea mai mare împlinire pe care am avut-o până acum, să formez echipa frumoasă de specialiști care există în departamentul de marketing și de PR. Începând cu anul 2016, când m-am alăturat echipei, am început cel mai mare proiect pe care l-a avut compania și departamentul de comunicare până acum, și anume rebranding-ul JITVEI. Ana, am o curiozitate personală. Spune-mi, decizia ta de a te alătura echipei de marketing de la JITVEI a fost dorința ta, a fost dorința familiei? Cum s-a întâmplat, de fapt? Eu aveam doar 5 ani când familia mea a preluat această companie și în momentul respectiv nu știam ce va presupune această decizie și cum ne va schimba viața. Însă, de fiecare dată când ajungeam la JITVEI, mă îndrăgosteam din ce în ce mai mult de acel loc. Și cumva crescând am știut mereu că asta vreau să fac, că vreau să duc mai departe compania familiei. Decizia am luat-o chiar în anul 2016, când am terminat facultatea, când aveam de ales între a mai rămâne un an la Londra pentru a lucra și a căpăta mai multă experiență înainte să mă alătur oficial echipei sau a mă întoarce. Însă tot într-o vizită la JITVEI, uitându-mă în jur și la oamenii care erau lângă mine, mi-am dat seama că cea mai bună decizie pe care pot să o iau este să mă întorc. Pentru că doar așa aș putea într-adevăr să ajut și să contribui la această afacere. Părinții nu ne-au spus niciodată, nici mie, nici surorii mele, Maria, că asta trebuie să facem. Ne-au încurajat mereu să descoperim ce ne pasionează și ce ne dorim să facem în viață. Și cumva, atât pentru mine cât și pentru ea, decizia de a ne alătura echipei JITVEI a venit natural și din partea noastră. Ok, deci practic voi sunteți infuzia de sânge tânăr în companie, o nouă generație care imaginez că are și o nouă viziune. Care sunt pașii pe care i-ați întreprins voi pentru
mă rog, să zicem, întinerirea percepției asupra brandului. Că din discuția noastră, la un moment dat, tu mi-ai spus că voi ați simțit că brandul e puțin rămas într-o zonă tradițională și mai puțin într-o zonă modernă. Ne-am dorit să facem proiectul de rebranding ca la carte, ceea ce a presupus mai multe etape care s-au derulat pe parcursul aproape 3 ani de zile. Prima etapă a fost un audit de brand care s-a continuat cu o cercetare de piață la nivel național. Cercetarea a inclus și o componentă calitativă și o componentă cantitativă și am urmărit analiza percepției pe care o aveau consumatorii asupra brandului nostru, dar și asupra categoriei de vin în general și obiceiuri de consum. Tocmai pentru a avea o viziune cât mai amplă asupra ceea ce se întâmplă în piață și pentru a putea avea o bază cât mai solidă a procesului de rebranding. După ce am aflat rezultatele cercetării de piață, am finalizat strategia de brand și strategia de portofoliu. Următorul pas pe care l-am făcut în 2019 a fost să lansăm prima campanie națională a companiei sub sloganul "Primul loc e doar primul pas". A fost un pas mare pentru companie, pentru că, după cum am zis, a fost prima campanie la TV, a fost prima oară când am comunicat. Aceasta s-a derulat pe tot parcursul anului 2019 și este o platformă de comunicare pe care noi încă o exploatăm, să spunem. Este un mesaj îndrăzneț în care am vrut să demonstrăm că nu suntem numai cel mai mare producător de vin din România, ci și un adevărat lider. Ne-am asumat cu încredere această promisiune, că nu ne vom opri la acest prim loc, ci că ne interesează mai mult ce urmează după. Strategia de portofoliu a constat în analiza produselor pe care le avem, în urma căreia am constatat că ne lipsesc câteva game, în special destinate segmentului tânăr și segmentului premium și super premium. Prima etapă, și această strategie a avut mai multe etape. Prima a fost de îmbunătățire a portofoliului actual. Toate gamele consacrate pe care le avem au suferit un facelift. Le-am schimbat etichetele, la unele chiar și sticlele, toate au trecut prin acest proces de modernizare, de curățare, de a alinia fiecare gamă la noul brand care este Jidvei acum. Iar a doua etapă este să completăm portofoliul cu produse pentru, după cum am zis, pentru tineri și produse premium și super premium. Iar la asta lucrăm acum, anul acesta. Vreau să te întreb, voi, Jidvei, a avut încă din 2012 sau 2013, dacă nu mă înșel, două game noi pentru zona premium, super premium. Mă refer la Mysterium și Owner's Choice. Ce s-a întâmplat cu gamele astea până în prezent? Fiindcă ele au existat în piață, iată, deja au 8 ani. Da, ele au fost lansate în anul 2012. Până în anul 2016, cum am spus, nu a existat un departament de comunicare în cadrul companiei. Toate acțiunile de comunicare pe care le-am făcut până în 2016 au fost făcute cu diverse agenții și cu diversi colaboratori. Erau practic acțiuni punctuale care nu urmăreau neapărat o strategie mai amplă de comunicare. Tocmai de aceea cele două game nu au fost foarte bine comunicate după ce au fost lansate și ele sunt reprezintă o componentă prioritară pentru noi în acest moment, comunicarea acestor două game. Acum am să te întreb o chestiune un pic personală.
având în vedere că în gama Owner's Choice există două etichete de vin, una de Chardonnay și una de Sauvignon Blanc, care ambele îți poartă numele Ana Sauvignon Blanc și Ana Chardonnay din Owner's Choice. Tu cum te-ai simțit prima oară când ai aflat că Jidveiu are un vin cu numele tău pe etichetă? Fiindcă nu erai încă în companie la vremea respectivă, îmi imaginez. Nu, mi-aduc aminte că eram în liceu când într-un weekend ne-a anunțat tata că va lansa această gamă. Nu ne-a spus nimic până atunci, nu știam de planul, acest plan. Și eu și sora mea am fost un pic reticente la început, pentru că mi se părea că încă n-am făcut nimic ca să merită o gama noastră. Însă după aia tata ne-a explicat despre ce e vorba, ce fel de vinuri vor intra în această gamă, faptul că el își pune semnătura pe etichetă și că el garantează că acestea sunt cele mai bune vinuri pe care le produce Jidvei, ne-a făcut să realizăm că este o adevărată onoare să avem numele pe aceste vinuri și mă mândresc de fiecare dată cu ele și nu fac diferențe între vinurile Ana și Maia. Practic, eu vreau să te întreb dacă cumva faptul că undeva cu 4 ani înainte de a decide tu să vii în companie, cumva prezența numelui tău și a surorii tale, Ana și Maria, pe aceste etichete nu v-a responsabilizat într-un mod cu totul special și nu v-a determinat poate într-un mod indirect să continuați tradiția Jidvei în familie, fiindcă practic, din tot ce vorbim noi acum, rezultă un lucru foarte limpede. Jidveiu e un grup foarte mare, poate fi considerat chiar un producător industrial după standardele internaționale, dar el este în același timp un business de familie. De obicei, un business de familie e atributul care însoțește un business mai mic, cam așa gândește lumea. Voi sunteți într-o situație paradoxală. Sunteți un business mare, dar totuși în familie. Asta e ce înțeleg eu. Deci, întrebarea mea era pe scurt, a avut o influență apariția numelui tău pe eticheta Owner's Choice în decizia ta ulterioară de a intra în business? Nu a avut nicio influență pentru că deja eram hotărâtă. Erai deja hotărâtă. Da. Probabil că a contat, însă nu de asta am decis să mă alătur. Eram oricum hotărâtă de când eram mică că asta o să fac. Și eu și sora mea am crescut în această companie și tot timpul când mergeam la cramă ne plăcea să descoperim toate etapele prin care trece vinul și lipeam și timbre, adică a fost, am știut dintotdeauna și asta chiar ne-am dorit, asta ne-am dorit să facem. Voi nu v-ați născut în zonă, sunteți din Constanța, nu-i așa, din zona litoralului? Da, suntem născute în Constanța. Mama este născută în Sibiu, amândoi după ce s-au căsătorit s-au mutat în Constanța și cumva viața i-a întors într-un fel în Ardeal, în Alba Iulia, lângă Alba Iulia. Da, cu certitudine, dacă aș fi avut oportunitatea să mă ocup de un business de vin, probabil că n-aș fi ezitat sub nicio formă să abandonez malul mării ca să mă duc în Ardeal asta. Nu e abandonat. Un fel de a spune. No, ne place să spunem că suntem o familie de călători, pentru că suntem tot timpul pe drumuri. Mm-hmm. Tata cel mai mult, pentru că face naveta Constanța-București, București-Jidvei. Noi mai mult București-Jidvei, pentru că locuim în București. Dar suntem mereu pe drum. Sunteți pe drum în permanență. Ok, apropo de a fi pe drum și de turism în general, mi-ai spus că tu ți-ai dat o licență în enoturism.
și că inclusiv enoturismul a devenit în ultimii ani una din prioritățile voastre la Jidvei. Ați renovat castelul, ați renovat facilitățile turistice acolo. Care e situația enoturismului la Jidvei? Dacă cineva vrea mâine să meargă să viziteze crama, castelul, care e situația? Începând din luna august, am deschis mai larg porțile castelului. În fiecare zi, exceptând lunea, se organizează 3 tururi, iar turiștii se pot prezenta la orele 11, 13 sau 15 pentru vizite la castel, dar și pentru degustare. Mai multe pachete pentru ei, în funcție cât timp au la dispoziție și cât timp vor să petreacă la noi. De asemenea, se pot și caza la castel. Avem 11 camere, 4 din ele sunt chiar în castel, pentru un weekend la castel. Iar pentru aceste pachete, turiștii pot vizita și cramele și Podgoria. Însă rezervările pentru cazare se fac prealabil și pe site avem toate informațiile de care am nevoie. Pot suna sau pot trimite un e-mail și pot rezerva un weekend la castel, dacă își doresc să trăiască. Deci tu îndemn pe cei care vor să cunoască Jidveiul la el acasă să intre pe site-ul vostru și să-și rezerve o vizită și un weekend, o ședere Pentru vizite, dacă își doresc doar să viziteze castelul sau să facă o degustare, nu e nevoie de rezervare. Acestea se organizează în fiecare zi în afară de luni, de la 11, 13 și 15. Deci oricine bate în poarta castelului e primit, cu alte cuvinte. Da. Ok. Care e obiectivul vostru de marketing și de comunicare în ceea ce privește turismul enologic? Întreb asta fiindcă e oarecum la mod în ultimii ani. Am văzut că multe crame în multe podgori încearcă să-și deschidă porțile și să primească pe consumator în cramă și în vie. Ce avantaj vezi tu din demersul ăsta de comunicare și de marketing până la urmă? Cred că cel mai important este faptul că turiștii au ocazia să ne cunoască. Cumva trecem bariera care este între noi și ei și îi primim la noi acasă. Castelul Bethlenhaller este simbolul Jidvei și cred că asta e cel mai important obiectiv, să ne cunoască, să deguste vinurile și să afle mai multe despre Jidvei. Și să-și dea seama că, de fapt și drept, nu vindeți numai povești, vindeți chiar vinuri și, ca să zic așa, discursul de marketing se regăsește in situ, ca să zic mai corect. Da, nu vindem povești, spunem adevărul, așa ne place să spunem în departamentul de comunicare, pentru că asta este adevărul despre Jidvei. S-au întâmplat multe schimbări care merită văzute și comunicate către toată lumea. Da, adevărat. S-au întâmplat multe schimbări în general în vinul românesc în ultimul deceniu. Acum, revenind puțin la ce îmi spuneai tu la început, la faptul că Jidveiul a investit foarte mult în vie, foarte mult în cramă. Din informațiile pe care le am eu, cred că e producătorul care a investit cel mai mult în vie și în cramă din piața românească. Da. A investit în total peste 100 de milioane de euro în toate schimbările care au avut. Întrebarea mea era, de fapt, dincolo de investițiile astea, practic, e momentul în care ar trebui focusul să vină pe vânzări și marketing și mai puțin pe partea de vie, cramă, tehnologie, care
teoretic e destul de bine așezată în momentul ăsta. Ăsta e și motivul pentru care voi, tinerii, ați intrat în joc, cu alte cuvinte. Da, investițiile în cramă și în vie nu s-au oprit, însă nu mai sunt atât de consistente cum erau înainte, pentru că am ajuns, am zis, la un nivel de tehnologie de ultimă oră. În acest moment sunt investiții mai mici, de aceea ne focusăm mai mult pe partea de vânzări și de comunicare. Pe finalul discuției aș vrea să-ți pun o întrebare care poate să pară o întrebare capcană, dar nu e. E o întrebare sinceră. Spune-mi, te rog, din gama Owner's Choice, care e vinul tău preferat? Chardonnay sau Sauvignon Blanc, cele două vinuri care îți poartă numele, sau Feteasca Albă sau Pinot Gris care poartă numele Maria, numele surorii tale? Vă spun sincer că am primit întrebarea asta de multe ori și niciodată nu am avut un răspuns, pentru că nu am un vin preferat din gama Owner's Choice. Sunt patru vinuri total diferite pe care orice consumator trebuie să le aprecieze și să le analizeze separat, pentru că nu se pot compara. Sunt patru soiuri care și-au găsit potențialul în Podgoria noastră și sunt cele mai bune vinuri pe care le producem și de aceea nu am un vin preferat. Îmi plac toate patru la fel de mult. Ok, adevărat. Acum, dacă ar fi să exprim eu o opțiune personală, aș spune că îmi place foarte mult și Feteasca Albă, dar și Sauvignon Blanc. Deci și o Ana și o Maria ar fi opțiune. Ana Necșulescu, directorul de marketing a grupului Jitvei, a fost astăzi alături de mine ca să discutăm despre grupul Jitvei ca o afacere de familie, dar în plină schimbare. Îi mulțumesc pentru detaliile interesante de business și personale pe care ne le-a dat astăzi și te abia aștept să ne revedem în curând cu alte subiecte. Mulțumesc, Ana, și o zi bună! Mulțumesc și eu, la fel!